V-am spus eu, dragi telespectatori, în această seară avem invitați de marcă, cei mai valoroși interpreți care sunt pe toate posturile de televiziune, care n-au timp să ajungă de la o televiziune la alta și sunt difuzați foarte des pe posturile de radio. Acum, dacă doamna Maria Stănescu ne-a cântat atât de frumos, o invit să mai ia puțin loc, să se mai odihnească, pentru că, dragi telespectatori, din nou avem o piesă grea, o piesă valoroasă, pentru că este întâlnită, totdeauna este difuzată pe posturile de radio, la antena satelor, pe toate posturile de televiziune, cum și colegii mei, ba sunt aici, ba sunt dincolo. Ea este o interpretă care a știut să respecte zona folclorică, care totdeauna a fost îmbrăcată minunat în costumele ei frumoase populare și care cu siguranță vă va face plăcere să o reîntâlniți în fața micilor ecrane. Este vorba de Tina Militaru! Organizatorilor de spectacole, celor care m-au invitat cu diferite ocazii, nu-ți botezul comunii, să le mulțumesc din suflet, să le doresc din tot sufletul meu un an bun și, de ce nu, să mă invite și anul care urmează. Și atât vreau să spun tuturor românilor, oriunde s-ar afla, să... Pentru că vreau să spun că după ce tu ai zis și urez Să urez tuturor românilor, oriunde s-ar afla, multă sănătate, sărbători frumoase alături de cei dragi, cu de toate pe masă, cum spunem noi românii, cu liniște și pace în casele lor. Iar acum, și dragi telespectatori, o lăsăm să se odihnească puțin, pentru că intrăm în publicitate, iar Tina Militaru ne va pune pe joc și pe cântec după pauză. Așa că urmează o scurtă pauză, după care Tina Militaru este prezentă în casele dumneavoastră. Yes.